Bună seara, sunt Eduard Pastia și vă invit la doar o cifră să-ți mai spun. 20 de ani am asistat, iar unii dintre români au și participat la o luptă de uzură între forțele NATO și talibani în Afganistan. Este clar acum că retragerea forțelor coaliției nu s-a făcut cum trebuie, dar totuși era greu de prevăzut că armata afgană va ceda aproape fără să tragă un foc de armă. Vorba președintelui Biden, cum să riști viața soldaților americani dacă afganii nu au descoperit pe parcursul la 20 de ani pentru ce trebuie să lupte și pentru ce nu. Pe de altă parte, catastrofa umanitară din Afganistan este uriașă. Incertitudinea legată de comportamentul viitor al talibanilor față de propria populație este la fel uriașă. Nu în ultimul rând, poate că nici NATO nu mai este ceea ce trebuie. Incapacitatea unei alianțe militare n-a asigurat transferul sigur al civililor sau personalului militar, te pot duce cu gândul la tot felul de năzdrăvănii, de la crearea unei armate europene, la regândirea sau revoluționarea modului în care este structurată societatea occidentală, inclusiv cea de peste ocean. Invitatul meu de astăzi, Ștefan Popescu, analist de politică externă, este alături de mine și vom încerca împreună să lămurim cât mai multe aspecte ale, hai să-i spunem, dosarului Afganistan. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! În primul rând, primul lucru, sunt așa de multe aspecte aici, dar primul lucru, comparația între Vietnam și Afganistan. Mie personal mi s-a părut deplasată, ca să mă exprim gingaș. Da, sunt două situații diferite, dar sub aspectul imaginii, în momentul în care președintele Biden declara în cursul lunii iulie la o conferință de presă că nu vom vedea niciun elicopter deasupra ambasadei Statelor Unite la Kabul, pentru că deja de atunci jurnaliștii americani făceau o paralelă cu situația de la Saigon din 1975, te determină să spui, să faci anumite paralele, măcar imagistice. Este drept că atunci eram într-un context de război rece, retragerea nu s-a făcut pur și simplu ca acum, au fost acordurile de la Paris din 1972 negociate de Nixon, deci timp de 2 ani de zile a fost o retragere vreme de 2 ani de zile. Însă, asupra unui punct, totuși aș fi de acord cu această paralelă, pentru că atunci a apărut un termen în relațiile internaționale numit vietnamizare. Vietnamizare desemnează când o mare putere care s-a aflat într-un spațiu, când vede că nu mai are rost pentru că nu mai poate schimba lucrurile, lasă totul, reglarea afacerilor acelui teritoriu, acelei țări, în mâinile localnicilor. Și atunci, din acest punct de vedere, putem face o paralelă între strategia actuală a Statelor Unite ale Americii și a Occidentului, care a investit acum o sumă extraordinară și a antrenat forțele locale și, bineînțeles, le-a lăsat, practic, sarcina apărării Afganistanului lor, forțelor locale, Kabulului, unor președintelui forțe fantomă, după cum s-a nu neapărat observat ulterior. Da, da, o parte era o forță fantomă, dar oricum, pe hârtie, era o forță militară impozantă, mai mare decât multe, cum bine a spus chiar președintele Biden, nu vreau să iau apărarea, mai mare decât multe forțe armate din NATO și mai dotate. Gândiți-vă că 83 de miliarde de euro în ultimii 10 ani, nici armata română n-a beneficiat de un asemenea program de înzestrare. În același timp, eu cred că tradiția Afganistanului, pentru că e vorba de o societate, dacă de mai multe societăți, de un mozaic, de o populație care nu are tradiție de stat modern, nu are tradiție de instituții publice, nu are tradiție de spațiu public, de idee națională și atunci, într-o zonă cu tradiții atât de profunde, pentru că gândiți-vă Afganistanul, dacă ne uităm la istorie, eu sunt istoric și de regulă în politica externă cam ignorăm istoria, dar sunt anumite zone care au fost practic la marginea istoriei de secole. E foarte greu să construiești un stat pe baze moderne într-o astfel de societate.
E imposibil, practic. Afganistanul n-a fost cucerit niciodată. A fost ciopârțit de mari puteri. Britanicii au încercat să, în secolul al XIX-lea, chiar într-un război contemporan cu războiul nostru de independență, s-au dus acolo, au fost bătuți în numeroase bătălii, s-au retras, au luat o parte din Afganistan și l-au integrat în Pakistan, pentru că în India britanică, mă rog, acum este în Pakistan, o parte din zona paștună, pentru că doreau o zonă tampon, pentru că era și presiunea sovietică, Rusia țaristă mai întâi, rușii, apoi sovietici au fost și ei bătuți și nu s-au putut impune în Afganistan și... Slavă Domnului, doctrina militară sovietică era diferită de doctrina occidentală. Nu făceau economie. Vă întrerup un pic. Avem imagini de la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis îi premiază pe sportivii români care au câștigat medalii la Olimpiadă. Acum, după premiere, sper că le va oferi președintele Klaus Iohannis împreună cu guvernul său sau al nostru și pe o bază sportivă pe măsură. De exemplu, notătorii noștri să nu se mai antreneze doar la inundații, ca și canotorii. De altfel, gimnaștii să aibă și ei niște săli de sport. Cei de la atletism, am construit 3 stadioane în București, niciunul nu are pistă de atletism. Dar, mă rog, îi premiem, e un lucru nemaipomenit. Da. Ungaria a luat 8 sau 14 medalii. Nu vreau să fac o comparație, ministrul, dar este tragic. Ministrul nostru de resort se antrenează în Bulgaria. Da, absolut. Îmi spun colegii în cască. Deci e de bine să vedem cum continuă. Poate facem și un xat pe tema asta, fără glumă chiar. Dacă distrugem sportul de tot, suntem la un pas, suntem acolo unde trebuie. Haideți să-l ascultăm un minut pe președintele. Dragi sportivi, dragi antrenori și membrii a echipei olimpice, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Palatul Cotroceni. Sunt bucuros că am ocazia să vă întâlnesc și totodată să vă recunosc în numele statului român performanțele extraordinare obținute la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ați reușit să urcați pe podium la cea mai importantă competiție din lume și ați reprezentat România cu cinste. Vă felicit pentru rezultatele sportive deosebite și folosesc acest prilej să transmit aprecierea mea întregului lot național care a participat la Jocurile Olimpice. Vreau să le mulțumesc totodată oamenilor care au contribuit la succesul fiecăruia dintre dumneavoastră, adesea mai puțin vizibili, și aici mă refer la antrenorii și staffurile dumneavoastră, dar și la familiile și prietenii care vă oferă dragoste, înțelegere și sprijin necondiționat. De multe ori, în spatele fiecărei medalii se află o armată de oameni care vă susțin și vă încurajează. Dragi sportivi, pe umerii dumneavoastră apasă așteptări și speranțe uriașe din partea românilor, mai ales în finalele competițiilor. Momentele de bucurie de pe podium se clădesc însă prin ani de muncă asiduă, cu multe sacrificii și lacrimi, printr-o îmbinare echilibrată a talentului cu efortul, perseverența și concentrarea. Da, președintele Klaus Iohannis îi premiază pe sportivii români care au câștigat medalii la Olimpiadă. În spatele muncilor sau rezultatelor, a spus domnul Iohannis, se află o armată de oameni care îi susțin și îi sprijină. Asta cu armata de oameni care îi sprijină. Avem îndoieli, dar îi felicităm și noi pe sportivii români încă o dată și ne întoarcem la ale noastre, la doar o cifră să-ți mai spun, și problema legată de
NATO și Afganistan. Deci rămăsesem... Da, nu, a fost oricum o strategie proastă de la început. Trebuie să recunosc că un stat precum Pakistanul, sigur nu discutăm motivațiile care a împins Pakistanul să adopte o asemenea tactică. Pakistanul a întreținut legături cu rețelele islamiste, cu talibanii. Și prin aceste legături a controlat și a avut o prezență și o influență în Afganistan foarte eficientă. Și în mod cert sunt convins că Pakistanul își va relua aceasta și va fi actorul cheie în Afganistan. Talibanii sunt și o creație a Pakistanului pentru că au apărut în zonele paștune sub influența armatei și serviciilor de securitate pakistaneze. O strategie clasică, să ocupă o țară muntoasă și să încerc să fabrici instituții în oglinda celor occidentale, nu știu dacă a fost cea mai bună soluție, mai ales că avem în istoria destul de recentă a Afganistanului și experimentul sovietic, pentru că și sovieticii au încercat tot să construiască instituții pe model european, chiar dacă de stânga cu guvern comunist. Da, bine, motivația armatei sovietice a fost alta. Absolut, alta, dar vreau să spun, nu poți să construiești într-o țară spațiu public unde nu există ideea de spațiu public, nu există în imaginarul colectiv ideea de spațiu public unde sunt, am văzut foarte bine, în momentul când președinții succesivi ai Afganistanului aveau reuniuni, erau reuniuni tribale, șefii de trib, de clanuri participau. Da. Haideți să vedem ce a declarat, să ne aducem aminte ce a declarat președintele Biden și să discutăm. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. We gave them every chance to determine their own future. We could not provide them was the will to fight for that future. There's some very brave and capable Afghan special forces units and soldiers. But if Afghanistan is unable to mount any real resistance to the Taliban now, there is no chance that 1 year, 1 more year, 5 more years, or 20 more years of U.S. military boots on the ground would have made any difference. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong. Da. L-ați auzit din nou pe președintele Biden. Păi spune că n-a vrut să construiască o națiune, nation building, dar în același timp armata, faptul că investești 83 de miliarde de dolari într-o armată, deci creezi o instituție, asta înseamnă creezi o națiune, nation building. Deci aici a fost un, cum să spun, o justificare de înțeles în contextul actual. Cred că decizia de retragere din Afganistan a fost o decizie necesară și sunt de acord că niciodată n-ar fi existat un moment potrivit, niciodată. Și faptul că a continuat și a asumat decizia lui Donald Trump a fost un act curajos. Trebuia să se pună punct. Dar nu poți să construiești o națiune într-adevăr. Și-au căutat să construiască o națiune. Pentru că ce înseamnă armata națională? NATO nu e Crucea Roșie. Adică ei s-au dus acolo. Absolut. Să-i omoare pe teroriști. Noi ne-am dus acolo, că o alianță întreagă, să-i omorâm pe teroriști. Absolut. Să scăpăm lumea de ei. Dar și să, dar și să prevenim. Au fost și măsuri profilactice. Adică să creăm o contraputere la talibani, adică să creăm un guvern, să aducem afgani din exil, să negociem cu talibanii care erau moderați, pentru că există și așa ceva. Deci să căutăm astfel încât Afganistanul să nu mai devină un sanctuar al jihadismului cu amprentă globală, care să pună în, să amenințe securitatea Statelor Unite, așa cum s-a întâmplat la 11 septembrie 2001. Și atunci, dacă au investit atât și s-au chinuit atât să investească în armata afgană, de ce a ieșuat proiectul? Păi, nu că a ieșuat.
Păi a eșuat, s-a prăbușit, efectiv. Distrus. Păi da, s-a prăbușit pentru că nu poți construi unde nu există ideea de stat. În Afganistan nu există ideea de stat. Măcar apărai Kabulul, nu știu, măcar te luptai pentru ceva. Dar în schimb iau Dan Vala. Cu ce rezultate? Aeroport. Chiar în momentul în care, să ne aducem aminte că de anul trecut talibanii controlau mare parte din teritoriul afgan. Niciodată coaliția, nici în momentul în care Barack Obama în primul mandat a mărise efectivele până la 100.000 de de militari. 100.000 de militari și nu controlau total zona. Și nu m-aș referi, știți, la numai cei 20 de ani, că toată lumea spune 20 de ani de prezență occidentală. Nu! Afganistanul este în război de 40 de ani. Inclusiv în acea scurtă perioadă de 5 ani, 96-2001, aproape 5 ani, când talibanii se aflau la putere la Kabul. Război civil. Absolut, era un război civil. Da, asta este, e o perioadă în care și va continua acest război civil, pentru că imaginile difuzate de mass media ascund o altă realitate. Toată lumea vorbește de talibani, dar în realitate talibanii sunt în competiție în Afganistan cu statul islamic în special, dar și cu Al-Qaeda. Și chiar în interiorul talibanilor există curente moderate și radicale aflate în competiție. Da, apropo de anumite forțe, cele speciale pe care le pomenea Biden, credeți că există posibilitatea unei regrupări și să asistăm iar la un soi de război civil între ceea ce a mai rămas din armata afgană și talibani? Cei care nu se vor mai întoarce, cred că se vor duce la trib. Raportarea se face la trib în Afganistan. De asta n-a funcționat. Nu se putea face la unitatea militară în fața unui comandant de unitate care probabil făcea parte dintr-un alt trib. Pentru că este o altă mentalitate. Noi nu le putem lor vorbi de disciplină militară când acolo există mentalitate tribală. Foarte profundă. Sunt cu secole în spatele, în urma lumii civilizate, să spun, sau nu lumii civilizate neapărat, sunt altceva. Poți câștiga un război dacă nu-l porți? Nu, nu poți câștiga un război dacă nu porți, dar trebuie să ai și o strategie adaptată regiunii respective. Să privim Libia, să privim Irakul. În Irak, un diplomat american, respectabil, a murit, Dumnezeu să-l ierte, Paul Bremer, a edictat Constituția din 2005. Constituția din 2005 și-a propus nici mai mult, nici mai puțin, decât să organizeze Irakul a idoma unei elveții. Nu erau cantoane, dar în orice caz erau anumite o împărțire administrativ-teritorială și a puterilor, ținând seama de realitățile etno-religioase. A funcționat? Nu. Irakul este și Irakul avea o tradiție statală diferită față de Afganistan. O tradiție statală foarte robustă, care se pierde în negura timpurilor, odată cu orașele state sumeriene. N-a funcționat. Irakul există pe hârtie. Ce se întâmplă acum în Libia? În Libia, norocul Libiei este că nu are relief muntos, pentru că muntenii, pentru că contează mediul geografic, influențează psihologia locuitorilor foarte mult. Dar s-a ajuns în Libia ca doi mari actori să patroneze cele uniuni tribale și clanice. Și care sunt cei doi actori? Turcii în vest, rușii în est. Slavă Domnului, știu că voi fi criticat, noroc că nu s-a reușit experimentul și în Siria. Pentru că dacă pica și Siria, care are o frontieră de 822 de kilometri cu Turcia, și așa Turcia eu consider, bine, statele din prima linie a fluxului migratoriu care va urma din Afganistan, pentru că sunt deja aproape 5 milioane de afgani care au plecat după 11 septembrie 2001, deci după declanșarea operațiunilor militare occidentale în Afganistan. Și cam un milion și ceva sunt pe teritoriul Turciei deja, care oricum vor acționa, vor fi ca un magnet, că Iranul va facilita migrarea lor. Ați văzut că turcii deja construiesc un zid, un gard, mă rog, la frontiera cu Iranul, pentru că se așteaptă la
un flux de refugiați. Deci, cu Siria, unde sunt, ai 822 de kilometri frontieră terestră cu Turcia, ar fi fost o nebunie. Eu înțeleg că erau niște dictatori și regimul Bas de la Damasc, dar în acele zone nu funcționează altceva, adică nu poți să construiești un stat, pentru că am văzut ce a însemnat Primăvara Arabă. Primăvara Arabă ne-a adus islamismul. Ce s-a întâmplat în Egipt, de pildă? Este regimul lui al-Sisi, militar. Este o necesitate sau nu este o necesitate? Acum, sigur că dacă vrem să-l acuzăm de nerespectarea drepturilor omului, de acord, conform criteriilor noastre occidentale, așa este. Atunci, hai să aducem frăția musulmană în Egipt și va fi mai bine. Și va veni pe cale democratică. Cum să interpretăm următorul fapt? Cel care, posibil, foarte probabil, va deveni șeful Afganistanului, da, ca să nu-i spune de președinte, facto, da. Abdul Ghani Baradar, da, a fost prins de americani în 2010, a fost încarcerat în Pakistan, da, da, după care, în 2018, a fost eliberat de, la presiunile americanilor. Da, da. Nu cumva acest Baradar, care este șeful politic al talibanilor, s-a lăcomit și înțelegerea a fost alta? De mult se înțelesese cu americanii Baradar. Adică americanii în momentul în care, după înfrângerea sovieticilor și, mă rog, recâștigarea, revenirea interesului occidental către în Orientul Mijlociu și apropiat, a existat o negociere cu elementele moderate sau realiste, am putea spune, ale talibanilor, că există și așa ceva. Elemente realiste care nu-și doresc un jihad global, care vor numai să aplice șaria la literă într-un anumit teritoriu, respectiv Afganistanul, dar în același timp să întrețină relații diplomatice cu toate statele lumii. Păi vedeți, și cum se va înțelege cu aripa cealaltă? E, asta este marea problemă, pentru că și de ce va statul funcționa, islamic de și ce va funcționa o uniune tribală în timpul talibanilor și n-a funcționat altfel? Nu avem motive să credem că va fi o dolce vita. Păi da, nu știm ce va fi, pentru că o parte din talibani sunt și afiliații statului islamic și Al-Qaeda. Uneori sunt în toate trei. Asta este marea problemă. Deci nu știm ce se va întâmpla. Noi acum ne minunăm că a picat Kabulul și că talibanii au preluat controlul la Kabul. Eu cred că surprizele pot să apară după acest episod, în momentul în care occidentalii vor pleca și vor rămâne talibanii față în față cu statul islamic și cu Al-Qaeda. Mai puțin Al-Qaeda, dar în special statul islamic și, bineînțeles, această rivalitate între curentele, n-a spune moderate, dar realiste ale talibanilor, reprezentate de acest, care l-au exponent pe acest Mollah Baradar, care conduce așa numita comisie politică, care era stabilită în Qatar, și partea militară. De pace. Și care a semnat acordul de pace de la Doha anul trecut cu administrația Donald Trump. Da. Ce va fi atunci? Pentru că e clar că probabil că va fi un sprijin, poate un sprijin asimetric din partea occidentalilor. Dar ce se poate întâmpla acolo, care nu este, poate fi prevăzut. Care este poziția Rusiei în toată afacerea? Rusia are o poziție ambivalentă, adică Rusia se bucură Rusia au susținut prima campanie, da, prima parte a campaniei. Absolut, și a fost un teren de testare al cooperării cu Washingtonul extraordinar, cum cred că va fi și acum. Chiar dacă există satisfacția, pentru că există satisfacția unei revanșa istoriei față de înfrângerea umilitoare a Uniunii Sovietice în războiul din Afganistan dintre 79-85. Că iar ajung. Da. Poți fi înfrânt într-un război pe care nu-l porți în sensul clasic? Nu știu, în Afganistan n-a fost un război și, în general, în ultima vreme nu s-au purtat războaie în sensul clasic. Păi au căzut din interior orașele, au fost date efectiv. Kabulul a picat fără luptă. Asta este că mi-aduc aminte de demersul unor militari americani pe la mijlocul campaniei, care au adresat o scrisoare șefilor din Pentagon și au spus, domnule, să încetăm cu loviturile chirurgicale.
Asta nu te ajută să câștigi un război. Absolut, trebuie să fii pe teren. Adică nu poți să pierzi ceva ce n-ai purtat. Da, dar totuși ai investit 1000 de miliarde de dolari, te-ai implicat, ai dus coaliția acolo. Talibanii, care între 96-2001 întrețineau relații diplomatice numai cu 3 state, că existau ambasade, ne aducem aminte, cel mai activ ambasador era cel din Arabia Saudită. Aveau în Emiratele Arabe Unite, în Arabia Saudită și în Pakistan. În momentul de față ei sunt legitimați de foarte multe țări. De americani care au negociat cu ei, pe momentul în care negociezi, și americanii n-au spus că își retrag personalul diplomatic, au spus numai că îl mută, va rămâne la aeroport. Rusia nu și-a mutat ambasada și a repatriat numai câțiva diplomați din cei 100, atât are ambasada, cam 100 de diplomați și civili, personalul ambasadei ruse în Kabul. China rămâne la fața locului și chiar a spus că dorește relații politice și comerciale. Pakistanul chiar a salutat. Deci, dintr-un punct de vedere, este o revenire care va fi exploatată de unii, această retragere occidentală, eșec al unei strategii. De ce a făcut Rusia exerciții de amploare în Tajikistan, care seamănă foarte tare cu o invazie a Afganistanului? Păi absolut, pentru că Rusia are peste 20 de milioane de musulmani la o populație de 146 de milioane și riscul nu sunt talibanii. Cu talibanii rușii negociază cam de vreo 7 ani. De ce? Pentru că talibanii au un real politic, o politică realistă, și nu doresc, n-au nicio revendicare către Asia Centrală. Dar statul islamic a recrutat în ultima vreme foarte multe elemente tadjice, uzbece, turcmene și există riscul infiltrării în granița de nord a Afganistanului. Și nu numai, că dacă intră în Asia Centrală, ajung în Kazakhstan și ajung în miezul Imperiului Rus și, bineînțeles, în nordul Caucazului, zona cecenă, Daghestan, și acolo este într-adevăr un mare pericol. Rusia trebuie să fie prezentă pentru că pe teritoriul ei este direct amenințat. Adică e un avertisment. Uitați cu ce veți avea de-a face. Și asigură niște state care sunt încă, noi nu știm cât de eficiente sunt aparatele securitare. Și mai e ceva, nu numai asta, că rușii joacă pe mai multe, sunt maestri în a juca pe mai multe, cum să spun... Și englezii, da. Absolut, da, la mai multe capete. În același timp, profitând de amenințarea din Afganistan, își întăresc hegemonia asupra republicilor ex-sovietice, pentru că războiul dintre Armenia și Azerbaijan ne-a adus pe tavă un actor care părea că renunțase la revendicările paniste, adică panturchisme, mă refer la Turcia, pentru că Turcia, știm bine că a ajutat Azerbaijanul foarte mult, inclusiv cu drone, a dus avioane F-16 pe teritoriul azer, în momentul în care azerii au declanșat ofensiva asupra Nagorno-Karabakh, și toate populațiile, cu excepția tadjicilor, care sunt persanofoni, dar reprezintă numai 2% din populația Asiei Centrale, sunt turcofoni. Și bineînțeles că Rusia nu e mulțumită să vadă Turcia, care a creat și o comisie de unificare a limbilor turcofone din Asia Centrală. Da. Bun, haideți să vedem, îi rog pe colegii mei să dea imagini cu afganii care în continuare se duc în număr mare spre aeroport, au fost întâmpinați cu focuri de armă, sau, mă rog, dispersație foarte neclară. Aici știrile sunt contradictorii. Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat astăzi.
Da. O nebunie. Da, o nebunie. Iar da. De ce Dumnezeu nu s-a, sau Allah, de ce nu s-a apărat și acum fug? Vă spun, știu că pare abstract și din păcate pentru noi adică este foarte abstract. E un șoc cultural. E o diferență între noi și ei extraordinar de mare. Populațiile muntene, mai ales în acea zonă Asia centrală, nu le pot spune în aceeași paradigmă cum este cea europeană sau chiar cea africană, unde tradiția colonială britanică, respectiv franceză, care a dus, a creat o intelectualitate, a impus o nouă limbă, pentru că franceza, engleza sunt limbi autohtone acum în Africa și au schimbat mentalități în profunzime, așa ceva nu s-a întâmplat în Asia centrală. Deci este altceva acolo și va trebui să învățăm să acceptăm acest lucru, pentru că altfel vom adopta măsuri și strategii care nu vor da rezultate. Președintele Biden a spus, în sfârșit a recunoscut și sper să se învețe din acest lucru în state precum Somalia, Irak, Libia, Egipt, noroc că armata acolo este foarte puternică, nu poți să creezi instituții și state de tip occidental. Este imposibil și acolo raportarea la fenomenul religios, astea nu sunt societăți secularizate ca cele occidentale. Acestea sunt societăți în care religia se confundă cu statul. Chiar în concepția talibanilor, va fi foarte interesant, dar bineînțeles că opiu va asigura o mană economică extraordinar de mare, da, și mafia turcă care este glume, o mafie da. De caravană. Că turcul este cu tirul. Și mafia turcă, care este specializată în transportul de stupefiante din Afganistan către Europa, că de asta Turcia este o verigă foarte importantă și Afganistanul strică sau complică foarte mult lucrurile. Turcia capătă o importanță din nou extraordinară pentru Occident. Pakistanul devine iarăși esențial pentru Occident. Ce o să ne facem în condițiile în care toată strategia occidentală, americană, franceză, britanică au început să mizeze pe India ca să se opună Chinei și au neglijat Pakistanul? Rușii au jucat la ambele capete, și cu India și cu Pakistan. Am văzut că la Ziua Marinei, pe 25 mai, sărbătorită la Sankt Petersburg, au venit și o fregată indiană și o fregată pakistaneză. Dar Pakistanul va juca un rol foarte important pentru că ei controlează, au relații istorice cu talibanii și au relații asimetrice. Bun, da, câtă bază putem să punem în declarațiile talibanilor că vor respecta drepturile omului? Păi nu, le respectă că în perspectivă musulmană. Au spus că ei respectă drepturile femeii, dar conform șariei. Da, dar șaria, ca și Coranul în general, da, sunt reinterpretate. Absolut. Bine, și Biblia e da, la fel. Interpret, așa depinde este cine o citește și cine o propovăduiește. E viziunea radicală. Asta trebuie noi să înțelegem și vreau să completez. În lumea musulmană, ca și terorismul, de ce terorismul este imposibil de rezolvat pentru noi? Asta nu înseamnă că nu trebuie să-l combatem și că nu trebuie să intervenim uneori și că nu trebuie să dăm replici. Dar problema teroristă, pentru că în primul rând statele musulmane sunt afectate de terorism, primele afectate, este un instrument de legitimare terorismul al curentelor radicale ale islamului. Pentru că islamul nu și-a rezolvat această problemă între curentele moderate și cele radicale. Și pe fondul mondializării vedem o emergență, o reemergență a radicalismului musulman, care va ține încă decenii bune. Nu cred că... Păi, ce ar însemna ca o contrapondere să apară și, nu știu, orientări fundamentaliste în religia creștină? Secularismul este prea profund înrădăcinat în lumea creștină, dar există o mare problemă, probabil că poate apărea în momentul în care islamul, imigrația musulmană în Europa va ajunge la o masă critică. Acum sunt, atâta timp cât sunt într-o minoritate clară, netă, nu există nicio problemă. Dar vă aduc aminte de cele 751 de cartiere sensibile din Franța, unde poliția franceză nu poate intra. Și sunt o realitate.
Sunt definite în legea franceză. ZUS se cheamă. Zone urbane sensibile, că este același acronim ca în limba română, fiind o limbă latină. E, în momentul în care vom avea, pentru că toată demografia europeană este bazată pe importul de populație, în special din nordul Africii și din Orientul Mijlociu, în momentul în care proporția va fi mult mai mare, nu știm cum se va radicaliza majoritatea creștină în Europa. Adică, mă rog, previziunile nu sunt foarte optimiste, ca să ne îndreptăm acum spre refugiați. Ca istoric eu fac paralele. Uitați ce se întâmplă la pierderea relativă în perspectivă. Pierderea în perspectiva majorității albe de sorginte europeană din Statele Unite în raport cu imigrația din America Latină. Faptul California, care este statul cel mai bogat, majoritatea, 39 de milioane de locuitori, din cei 39 de milioane, peste jumătate sunt de origine hispanică. Deci albii au fost puși în minoritate și perspectivele demografice ale albilor sunt tot mai mici. Iată, a apărut fenomenul Trump. A apărut fenomenul înaintea lui Trump al mișcarea reprezentată de Sarah Palin, radicalizarea unei părți importante a electoratului și a Partidului Republican. Cine va avea un rol cheie în migrația refugiaților? Nu poate fi oprită, din păcate. E un fenomen istoric. Noi înșine, fenomenul migratoriu nu poate fi oprit, mai ales acum. Dar noi înșine am venit, suntem indo-europeni. Europenii autohtoni singurii sunt bașcii. Deci, vedeți, migrația este un fenomen pe care nu-l poți controla, îl poți încetini, dar este inexorabil. Populația europeană îmbătrânește și este nevoie pentru asigurarea ratelor de creștere economică, cu atât mai mult cu cât intrăm într-o revoluție industrială unde ai nevoie de mână de lucru pentru a asimila acest nou economic, tehnologic, industrial, și aducerea de forță de muncă din alte, de pe alte orizonturi va continua. Da, da, cu siguranță migrația aceasta va fi folosită ca o armă. De către Turcia poate s-a absolut mai întâmplat. Da, sau de către Pakistan. Dar am văzut Turcia cum a reușit asimetric să atace Franța. Știți polemica cu Macron, între Erdogan și Macron, cum Erdogan a reușit foarte eficient să mobilizeze comunitatea musulmană din Franța și inclusiv pe musulmani din lumea întreagă să boicoteze produsele franceze. Și a fost, până la urmă, s-a ajuns la un modus vivendi între Paris și Ankara, pentru că lucrurile erau foarte... Strategia franceză miza pe Grecia, susținerea Greciei, a Ciprului, și am văzut că au dat înapoi francezii, până la urmă. Da, sigur, este o armă. În momentul în care minoritarii nu se integrează, noi nu mai putem... Și mai este ceva, și asta e foarte important, nu mai sunt diaspore care se asimilează și care se pierd, sunt diaspore transnaționale. Un algerian care ajunge în Franța va fi conectat pe internet 24 de ore din 24 cu realitatea din Algeria. El nu se va mai integra, nu mai este ca pe vremuri, că toată lumea se întreabă de ce părinții lor erau integrați în societatea franceză și copiii, de acum nepoții, nu mai sunt integrați. Pentru că nepoții au acces la internet, biletul cu avionul s-a generalizat, deci aceste comunități sunt cu un picior în țara de origine și cu un picior în Europa. Și atunci statul islamic, de pildă, mă refer la cei radicalizați, are o propagandă pe internet extraordinar de eficientă. Da. Haideți să vedem și declarația secretarului general NATO Jens Stoltenberg. Da. Așa? Mai am și probleme de astea. Fostul premier al Norvegiei, da? Haideți să vedem declarația lui și să discutăm despre viitorul NATO, că na, aici ajungem la NATO. The situation is extremely serious and unpredictable. Kabul has fallen and the Taliban have taken control of most of the country. I am deeply saddened but what I see unfolding in Afghanistan. NATO's focus right now is to ensure the safe departure of personnel from allied and partner countries
and of the Afghans who have helped us. Da, aici mi se pare mie înfrângere. Faptul că n-am fost în stare să evacuăm chiar și în ceasul 12 și 10 pe cei care trebuiau evacuați. Afgani care au colaborat, da, mai zic, de personalul... A fost o surpriză, ei înșiși și-au recunoscut. Nu s-au așteptat să... Dita mai NATO, nu poți trimite câteva mii de soldați militari. Păi trimit acum, retrimit. Păi retrimit, da. N-au crezut că aparatul afgan, pentru că ei de asta s-au bazat foarte mult, că va mai rezista, cel puțin în Kabul și în împrejurim, dar au căzut fără luptă, efectiv. Nu s-a dat nicio luptă. Militarii au plecat cu avioanele, ați văzut foarte bine, în Uzbekistan. Armata a plecat, președintele a plecat. Deci, efectiv, a existat o prăbușire totală. Ori ei nu s-au așteptat la așa ceva. Aveau forțe, un cap de pod, dovadă că aeroportul militar din Kabul este cap de pod occidental. Dar nu s-au așteptat să cadă întreg aparatul securitar atât de repede. Existau evaluări, dar se credea că, știm foarte bine, în 2-3 luni nimeni nu credea că va fi imediat. Iar Stoltenberg, mă rog, nici nu merită să-l ascultăm, că e un birocrat. Birocrat, dar de exemplu, dacă ne ducem la președintele Cehiei, dacă ne ducem la Emmanuel Macron în urmă, da, apropo de NATO, o structură învechită, moarte cerebrală, există o problemă în NATO? Există, la ora asta, și o să folosească. Americanii au luat decizii unilaterale, singuri. Păi da, toată presa franceză, pe care o citesc, mă rog, din afinitate electivă zilnic, tocmai asta, fac o legătură cu America First, America mai întâi, pe primul plan, pusă, e un element de continuitate între discursul lui Biden și politica lui Donald Trump. Inclusiv la Berlin am văzut declarațiile succesorului, președintelui CDU, Armin Laschet, că NATO trebuie reformat în sensul unei autonomii europene, pentru că nu ne putem... Iată ce se întâmplă cu Statele Unite când iau decizii singure. Da, acum... Se folosește, se instrumentează. Asta acum întreb și eu... Da. Europenii sunt supărați că suferă afganii sau că americanii își văd în continuare de ale lor? Da, dar să știți că a fost o mare dezamăgire inclusiv și la Paris, mai ales la Paris, care are ambiții de autonomie strategică, care sunt și comerciale. Noi trebuie și aici să ne gândim, pentru că oamenii vor să vândă armament. Nu e loc pentru ei. Sunt foarte supărați când este europenii cumpără mare parte numai armament american. E o concurență extraordinară între acești producători și, bineînțeles, că ei sperau că cu discursul anti-NATO și bruscarea aliaților de către Trump va genera o mișcare în Europa către autonomie strategică, crearea unei armate europene, dacă nu armate europeană, oricum o autonomie în sânul NATO. Ori, acum, pentru că politica e cinică, nu se face. Se face pe bază de interese, nu se face pe bază de... sau, mă rog, principiile uneori sunt respectate și când merg mână-mână cu interesele naționale. Bineînțeles că se folosește această înfrângere pentru a spune, iată, că e bine ca europenii să aibă o autonomie, o capacitate numai a lor separată de americani. Deci, până la urmă, de cine ne pasă mai mult? De americani sau de afgani? Păi eu cred că eu nu spun că noi, nu există... Noi, nouă ca europeni. Pentru că, da, sunt unii oameni cinstiți, corecți și empatici. Da, însă, spune, da, la acest nivel, mie mi-e greu să cred. Opiniile... că mor foarte, da, mulți din guvernele europene de grijă afganilor. Dar toată lumea se bucură că a scăpat, pentru că oricum cheltuiau acolo foarte mult și nu ducea nicăieri această strategie. Dar este clar, noi trebuie să separăm opiniile publice, care sunt convins că empatia este pentru poporul afgan. Da? Reală și realismul politic al decidenților, care este cu totul altceva. Bun, autonomie militară pentru Europa, ce înseamnă asta? Adică ne sună Biden și spune, hai să mergem în Ghana, nu știu, în Nigeria, să facem ordine acolo. Și Macron spune, dar nu merg acolo, că... Absolut.
Asta înseamnă. Sau înseamnă să faci și pasul celălalt către crearea acelei armate europene. Nu neapărat armată, dar programe de armament comune și există un embrion, un avion al viitorului franco-germano-spaniol, care a fost chiar prezentat la ultimul salon de la Le Bourget, un tank franco-german al viitorului. Există programe de armament între Franța și Italia, care sunt... Păi da, dacă nu ai o armată, cui le vinzi? Păi nu, ei vor să le vândă în Europa și țările respective să se doteze cu, să aibă programe comune de să creeze sinergii, să creeze o industrie europeană de armament pe modelul Airbus. Airbus care a concurat Boeing-ul. Și iată că Airbus este un succes al industriei europene care a pus în comun mai multe capacități de producție în domeniul aeronautic în mai multe țări europene și fac concurență Boeing-ului. Tocmai asta este în oglinda acestui succes din industria aeronautică. Este clar că europenii s-au emancipat, a dispărut amenințarea sovietică. Pentru că trebuie să fim serioși, europenii nu mai percep amenințarea, nu mai trăiesc sub frica amenințării sovietice când i-au chemat pe americani să rămână în Europa. Da, da, în zilele astea când străbați distanțe de mii de kilometri așa, poate să apară o altă amenințare, nu știu, chineză, poate să apară din Iran o altă amenințare. Și atunci ce o să facem? O să-i chemăm iar pe americani? Atunci or să fie buni? Ajungem iar la răsturnarea valorilor actuale. În orice caz am văzut că în ce privește China, chiar europenii caută să creeze o politică oarecum separată și am văzut și reticențele la Berlin și la Paris pentru o aliniere pur și simplu față de Statele Unite ale Americii în strategia lor îndiguire a Chinei sau de limitare a influenței chineze. Asta nu înseamnă că nu vor fi cooperări punctuale, mai mult sau mai puțin aprofundate, dar europenii doresc să s-au emancipat, pentru că nu mai e războiul rece cu Rusia. Ne-am dezobișnuit de conflictele acelea. Și interesele lobby-urilor industriale. Și... Noi în România noi suntem mult mai vulnerabili și mult mai apropiați de ce se întâmplă în Marea Neagră cu Federația Rusă. Cineva care este la Paris, agricultorul italian de pildă, care agricultorul italian a fost afectat de sancțiunile la adresa Federației Ruse. Când lumea s-a aliniat politicii Statelor Unite ale Americii. Pentru Italia, ce problemă era să facă comerț cu Federația Rusă? Ucraina e o realitate mult prea îndepărtată pentru cetățeanul italian sau francez. Da, apropo de șocul cultural de care spuneam, o să încheiem emisiunea cu ceea ce s-a întâmplat ieri. Ieri, în Kabul, spune totul despre eșecul de acolo. Din păcate, și noi sperăm că vor suferi deloc sau puțin cetățenii afgani, cei care s-au obișnuit în ultimii 20 de ani cu o oarecare diversitate în materie de politică. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Eduard Pastia, nu uitați ce vă spun de fiecare dată, că nimic nu e gratis pe lumea asta, totul are un preț. Rămâneți cu bine, urmează Adrian Bucur de la ora 19:00.